Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un videoclip al unui puști, cred că e un puști de vreo 10 ani, așa, care explica cum se câștigă bani din Minecraft. Minecraft e un joc foarte popular. Și am de curiozitate, m-am uitat 5 minute, omul respectiv își înregistrase jocul lui și explica în jargonul profesional al jucătorilor de Minecraft ce trebuie să faci. N-am înțeles nimic. Deci, suntem deja, cum să spun... Avea 10 ani, ai zis? Da. De asta n-ai înțeles. Da, frate. Este altă lume. Știi că noi ne uităm la părinții noștri și, băi, uite, frate, că nu știu să folosească un home banking. Da. Să duc la bancomat sau... Haide, bă, dă-o încolo, dă-o. Cât de complicat e. Și descoper că am ajuns în punctul ăsta, în care mă uit la ce face puștii mea și, mă, literalmente, nu înțelegeam. Nici nu înțelegeam nici ce vorbește, pentru că vorbeam un soi de romgleză, dar cu termen din joc, adică cu craftează, să jucăm Bedwars, să nu știu ce, aici faci nu știu ce. Pur și simplu, nici nu poți să reții cuvintele respective, că nu au niciun sens. Dar romgleza a ajuns la cu totul alt nivel față de aia pe care o știam noi. Da. Adică noi spunem locație și zicem că vorbim romgleză. Da, 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 da. Vine un val. El amic al meu, care are tot așa 11 ani, face. Da. Luca a aruncat o privire în tavan. 11 ani face sigur. 12 face anul ăsta. Așa. E 2012 născut, nu? Da, gata. Deci, așa. Ăla, da, are niște cuvinte în lexic, pentru că se joacă mult pe calculator, din nefericire. Și am trecut și eu prin chestia asta. Adică m-a întrebat de vreo două ori cum pot să fac, că aș vrea să mă ajut să... Să fac... craftez ceva. Nu, să vândă tot felul de... Să vândă? Se pot câștiga bani? Vrea să vândă și să cumpere. El nu-l interesează să facă profit, că nu-l duce capul la asta. Îl interesează să facă niște bani cu care să cumpere pe urmă alte alea. Ideea e că sunt câteva jocuri, uite, e Minecraft despre care ai spus, mai e unul Roblox pentru... Roblox, da. Copii de ăștia mai de toate vârstele. Dar practic toate jocurile care sunt foarte populare și care se joacă online au și o componentă de asta în care poți să depășești anumite limite. Să cumperi, da, cumpărându-ți obții avantaj. Fel de fel de avantaje în joc sau de, știi? De norocire. Da, e. Pe de altă parte s-a dezvoltat în subteranul internetului o piață pe care tu poți la rândul tău să vinzi. Jocul nu-ți permite, evident, să vinzi, că interesul creatorilor jocului e ca tu doar să cumperi, să investești în ăla. Dar tu ajungi la un moment dat să ai suficient de multe beneficii sau... Abilități? Iteme, cum le zic iteme. Ei. Iteme, da, domnule, iteme. Itemele sunt acareturi, cum le ziceam eu pe vremea mea. Și mai exact, sunt obiecte în joc. Aha. Dacă sunt jocuri de luptă, nu știu, arme, armuri și așa mai departe, poțiuni, fel de fel de tâmpenii de-astea. Mai sunt și lucruri pe care le poți cumpăra dincolo de regulile jocului. De exemplu, sunt jocuri unde după ce cumperi toate armele și ce zice Luca, poți să fii, nu știu, de exemplu, invizibil, dar jocul teoretic nu-ți permite lucrul ăsta. Asta deja e cheat. Ai văzut? Trișaj. Da. Adică pe față. Nu, ideea e că ei acumulează, își cumpără, dar de exemplu... Dar poți face asta. Îți cumperi mai multe arme și ajungi să ai unele pe care nu le mai folosești. Da. E ca și cum le-ai pune pe OLX. Da. Există practic niște platforme, da, pe net, în care poți să le vinzi. Sau poți să vinzi... Sunt oameni care trăiesc din asta și cunosc de mulți ani. Și care puștani? Practic creează conturi pe anumite jocuri. A, le cresc, le cresc și acolo, le dau după aia. Cu ajutorul unor softuri de multe ori. Și după aia le vând. Că tu vrei să te apuci... Uite, tu, Vlad, vrei să te apuci tu să te joci Minecraft, că ți-a plăcut filmulețul ăla. Și începi să te joci și îți realizezi că o să-ți trebuiască 2 ani să ajungi la un nivel la care să poți să performezi, dar te atrage jocul. Da, da, da. Și atunci găsești la un cetățean un cont care costă câteva sute sau chiar mii de euro la anumite jocuri și, practic, arzi niște etape foarte multe și te duci. Eu să mărturisesc acum în fața audienței și ascultătorilor că am descărcat în urmă cu vreo 2 ani de plictiseală, am cumpărat un joc, eu cumpăr jocuri pentru PlayStation, am cumpărat un simulator de zbor. De plictiseală, gândindu-mă că vreau să simulez și eu, nu știu, descoperind că acolo există o comunitate online uriașă și că toate jocurile respective, toate luptele sunt cu jucători reali. Câte 25, 26, cred, sau chiar mai mulți odată, pe diverse niveluri. Eu am intrat ca amator și, sigur, încep cu un anumit tip de avion și după aia, pe măsură ce progresezi, ți se îmbunătățește avionul. Bă, mă, ciuruiau ăia fiind toți... cred puștani, adică 10-15 ani maximum, că-i vezi ce vorbesc.
sau iau și vorbesc, știi? Și am spus, a, ok, stai mă puțin, că eu spre deosebire de puștanii ăștia de 10-15 ani, eu am bani. Bani, am resurse, am bani, mă înțelegi? Așa că mi-am cumpărat... Un fel de Gigi pe calibru. Da, exact. Stați că vă arăt eu cum să face fire azi, nu știu ce. Și mi-am cumpărat un avion mai bun, un blindaj mai bun, o mitralieră mai degeaba. Bună. Băi, băiete, deci parcă trăgeam cu orez, înțelegi? Da, mă făceau ăia ciuri și am renunțat, pentru că pur și simplu nu se poate juca, oamenii sunt puștii. Ei între ei după aia, da, a mai venit râdeau. Un fiat în ce avion și a luat. Da, și se face mișto. Un alt joc foarte popular pe care jucam, avea și o variantă online, în care puteai să te confrunți cu ajutorul. Era un joc Red Dead Redemption pentru cei care sunt în domeniu și are și o variantă online în care te poți lupta, concura cu alți jucători, care și ei sunt toți puști. Băi, vreau să spun că făceau mișto de mine, deci veneau prin spatele meu, mă legau fedele și mă aruncau pe cai. Cam așa e nivelul. Și vezi că s-ar putea să fi făcut mișto de tine live pe Twitch, eventual, pentru că și din asta se câștigă. Da. Sunt streamerii, gamerii streameri, care fac bani din faptul că transmit ceea ce joacă. Da, da, da. Eu am avut o etapă în care Radu petrecea mai mult timp uitându-se la alți copii cum se joacă, exact, decât jucându-se. Da. Că-l fascina asta. Hai să încercăm să luăm niște telefoane. Bun, să facem un experiment. Deci, în primul rând, pentru copiii care sunt pe frecvență. Fraților, și râd de noi și acum. Și râd de noi, da. Ați întâlnit moși de ăștia în jocurile voastre online? Cum îi tratați? Și doi, cam cât cheltuiți ca să vă cumpărați lucruri în jocurile pe care le jucați? Ce jocuri sunt ele? Minecraft, Roblox, War Thunder, altceva, habar n-am, cheltuiți bani. Brawl Stars, ăsta e foarte popular, da. Se joacă Alexandra Brawl Stars. Fiime în isterie, la amândoi, în clase. Toți copiii joacă Brawl Stars. Brawl Stars, o slavă cerului, e suficient de ieftin pentru mine, în sensul că mă ciupesc cam 50 de lei pe lună, fiecare, atât. Pentru părinți, le dați bani copiilor pentru jocuri pe net, pe platforme, web, pe... lucruri de genul ăsta, da, cam câți bani le dați? Cum gestionați asta? Că nu are, e un sac fără fund. Adică dacă te apuci să cheltuiești ca să-ți îmbunătățești personajul, nu se termină. Cum negociați lucrurile astea? Și e vreun puști, e cineva care câștigă bani din Minecraft, Roblox, orice, orice joc, practic. Bine, da. Ideea e că e odată ajungi și acolo, știi, fiind... nefiind la vedere, e complicat să scoți banii și mulți au nevoie de un card de la părinți ca să extragă cumva din internet. Nu-mi dau seama dacă, e, dacă vorbim cu cineva de fapt pe subiectul ăsta, adică dacă e cineva care înțelege... Sunați-ne, încercați 0372069599, ar fi interesant să vorbim cu copiii. Da. Chiar dacă poate fac ei bani din asta sau poate joacă sau poate cunosc pe cineva, poate colegi despre care ar putea vorbi. Uite, ne scrie cineva, Ionela, băiatul meu care mâine face 10 ani cu Fortnite... a câștigat Fortnite ieri 40 de euro. Nu știu cum, mi-a explicat, dar n-am înțeles. Dar vreau să vreau să vorbim cu sau cu părinții, nu, dacă. Hai să facem o încercare. 0372069599. Explicați-ne cum faceți, dragi copii și dragi părinți, cât vă costă. Și mesaje pe WhatsApp 0728-3132. Deci, spre surprinderea noastră, da, sunt mesaje, la fel și telefoane, este un univers pe care cred că abia ne apropiem acum de el. De-abia începem să înțelegem așa un pic din el. Doar am auzit despre el, ne-a scris Robert din Marea Britanie, zice, băieți, lumea jocurilor la nivel mondial este de peste 350 de miliarde de dolari. În UK, în Marea Britanie așadar, recent au anunțat că vor accepta în CV-ul personal experiența în gaming. Pentru că dacă ajungi la un nivel extrem de înalt, înseamnă că deja ai anumite aptitudini. Gata. Ceea ce mi se pare foarte tare. Luca o să-și pună în CV campion la FIFA. Da. Șocuri de sudor sunt. Zi-mă că ai mesaje acolo. Zi-mă. Băi, e plin de mesaje, eu sunt fascinat, da. Uite, ne-a scris, de exemplu, Luca, Andrei din Baia Mare, care are 16 ani, spune că aveam o perioadă acum 2-3 ani în care am băgat foarte mulți bani în Fortnite. Contul meu având o valoare de aproximativ 700 de lei. Ați băgat un copil de 16 ani. În schimb, la un alt nivel, ne scrie un adult, care nu știu, Gabriel. Eu joc Panzer Rush. În 5 ani am cheltuit peste 2000 de euro. Este un jucător în alianța mea care a cheltuit peste 100.000 de euro. Un austriac. Iar un alt ascultător... Asta ca să cumperi tancuri mai bune, știi? Exact, da. Alex mărturisește, am 48 de ani. Am ajuns la performanța, în ghilimele, de a cheltui 300-400 de euro pe zi.
la un joc numit Rise of Castles. Asta se întâmpla acum 2 ani, acum am vindecat. Mamă. Dar mereu este cineva care bagă mai mult. Cunosc conturi care au investit 10-100 de mii de euro. Este un viciu. Mamă. Și într-adevăr, da, odată ce o iei pe calea asta, e un sac fără fund. Frate. Asta le-am explicat și eu copiilor. Da. Salut, Adrian. Adrian, salut. Salut. Uite, da. Nici nu știu ce să te întreb, spune. Uite, eu nu sunt copil, am 39 de ani, da? Sunt Global Project Manager și totuși mă joc în timpul liber. Okay. Pentru mine e o pasiune care a început din copilărie, cum a început pentru majoritatea, uh-huh. Dar eu fac și bani extra, să-i spunem, din chestia asta mai aproape lunar. Ok, cum faci? Și eu mă joc, dar nu am găsit calea să fac bani din asta. Am început un joc care se numește Ark of War acum 8 ani. Da. La vremea respectivă erau foarte mulți jucători, lumea nu știa ce să facă, am acumulat foarte multe cunoștințe și am devenit un fel de trainer. Centru pentru ceilalți jucători. Da. Ce-ai devenit? Am antrenat. Inițial am fost trainer pentru ei. Trainer. După care am devenit guild leader pentru guilda numărul 2 din joc. Aha. Și a rămas așa timp de 7 ani. Așa. Inclusiv acum. Și cum monetizezi asta? Mi-am creat alte 9 conturi. Da? Evident, nu sancționate de producătorul jocului. Le-ai crescut și le-ai vândut. Le-am crescut, nu le-am vândut. Partea interesantă e că dacă vinzi un cont și am făcut chestia asta cu vreo 2-3, iei poate 3, 4, 500 de euro pe el. Uh-huh. În schimb, dacă ajungi la un nivel destul de ok și baci un pic de timp, cam 45 de minute pe zi, poți să scoți undeva la, 300 la 500 de euro în plus pe lună, numai din vânzarea de resurse. Pentru că, la fel cum au spus și ceilalți, uh-huh. de mai devreme, sunt foarte mulți oameni care bag sume, wow, infernale în joc. Și atunci de ce să nu fii tu? Deci ai un al doilea job, practic. Deja devine un job ăsta, da. Se poate juca pe telefon, adică ai opțiunea asta, de exemplu? Este mobile. Este 100% mobile. Deci atunci n-ai dacă te apuci de el, nu mai scapi. Da. Da. Și cât câștigi lunar? Acum mai joci asta? Cât câștigi lunar? Da, câștig aproximativ 400 de euro. Câteodată și mai mult. Depinde. Uite, asta vară cea mai bună lună mi-a adus 1700 de euro. Deci bani de benzină și un concediu din când în când. La propriu, da. Uite, de exemplu, mi s-a stricat mașina, banii aia am folosit. Ce tare, frate. Reparat mașina fără să intru în bugetul familiei. Ce tare, frate. Și cât timp, auzi, când ai făcut 1700 de euro luna aia, câte ore te-ai jucat pe zi? Sau cât timp ai dedicat acestei preocupări? Am în medie. Un program destul de fix dimineața 20 de minute și încă 25 de minute seara. Ce ai făcut 1700? Deci eu de ce nu mă Luca notează-ți. Da, vezi că în spate are 8 ani de joacă. Mulțumim. Nu-i nimic, ne apucăm. Îți mulțumim tare mult. Să că mai sunt mesaje. Aha, ia. Salutare, băieți. Și eu sunt copil. Cu mintea cel puțin, încă bag bani în jocurile pe calculator și în cele de pe mobil, dar am și făcut bani acum 10 ani dintr-un joc numit World of Warcraft. Ah, știu. Făceam aproximativ între 500 și 1000 de dolari pe lună, doar de vânzare de currency, gold, ce mă rog, tare. În denumirea lui. Dar sunt curios. Adi din Alba. Adi din Alba, trebuia să ne spui și cât timp cheltuiai pentru asta, că și asta e important. Păi da, ai văzut mai devreme, că nu e neapărat. Da. Băi, interesantă abordare. E aproape ca un business, adică investești timp în asta și câștigi niște bani. Da, dar încă o dată, nu-i câștigi taman în ok, adică ăștia nu sunt bani impozitați, nu sunt bani pe care îi scoți foarte ușor, adică îi deprind și dark web-ul, cum se spune, știi? Că am văzut toți copiii ăștia după aia când devin, sau și adulții, uite, cum sunt cei cu care am vorbit, care vând, au treabă și cu criptomonede, și cu criptomonedele alea, că m-am interesat și eu la un moment dat așa de curiozitate, mă, cum funcționează? În primul rând că nu știe nimeni cum funcționează, altă. Dar ideea e ca să scoți banii. Da. Trebuie să treci prin conturi virtuale. Da, mă rog, nu adică nu le vinzi ca la piață, te duci, dă-mă și mie 18 lei, ia resursele și am plecat, știi? Da.
Sperăm că nu ne-au ascultat cei de la ANAF, că o să ne înjure după aia toți jucătorii. Nu, că e greu să-i identifice, adică e greu de gestionat situația asta. Tare de tot. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.